Că tot am vorbit de el, de Donald Trump, vreau să-ți arăt încă un moment memorabil cu președintele Americii. A fost filmat cum numără banii de două ori înainte să-i doneze. Vedea doar mâinile, îi zice că este un om amărât care își donează ultimele economii. Momentul a fost surprins la o slujbă. În Biserica Internațională din Los Angeles, jurnaliștii de la The Sun spun că teancul de bani este format din bancnote de 20 de dolari. Chestie care a produs o avalanșă de glume pe internet, a cheltuit mai mult la fast food decât la biserică, a spus cineva într-un comentariu pe Twitter. Da, e haios, știi cum e parcă ăla la nuntă, așa, care zice, bă, oare dau bine? Oare cât o fi tacâmul să le rămână eu și eu zic că Ion Țiriac îl înțelege cel mai bine, 3 miliardari întotdeauna, foșnetul uite-te cât de atent, cât de atent numără bagnotele alea de 20 pare de pare să fie impozitul pe anul vid, pe anul trecut, că a dat doar 765. Om a recunoscut, are datorii de peste 400 și ceva de milioane de dolari. Și la bănci din China mai ales.